Alexandru Rafila a declarat că vaccinarea anti-COVID s-ar putea face periodică, așa cum se întâmplă și în cazul vaccinului pentru gripă. Factorii care determină o astfel de situație ar fi apariția noilor tulpini, fie durata limitată a răspunsului nostru imunitar căpătat în urma imunizării. Profesorul Alexandru Rafila spune că vaccinarea anti-COVID se va putea face periodic, așa cum se întâmplă și în cazul gripei. Este posibil să avem cicluri de vaccinare similare cu cele pentru prevenirea infecției gripale din două motive. Un motiv îl poate constitui variația antigenică, așa numitele mutații, care pot duce la apariția unor tulpini noi și atunci ar trebui să ne vaccinăm în fiecare an sau la 2 ani. Dumneavoastră v-ați vaccinat? Până acum nu, dar m-am trecut la medicul de familie pentru a face vaccinul. Se spune că în viitor vaccinul va fi obligatoriu și în același timp și periodic. Ce părere aveți despre asta? Rămâne să vedem ce va fi atunci. Deodată sunt fel și fel de supoziții. Eu m-am trecut. Și când vine și când sunt sunat de medicul de familie, voi merge și voi face vaccinul. Nu mă vaccinez. Pentru că se spun, mă vaccinez datorită faptului că sunt alergic. La cor, nu știu, dacă aia răspunde să mă vaccinez, să fiu undeva și supraveghe, nu să-mi dea drumul acasă. Se aude că vaccinul în curând va fi obligatoriu și în același timp periodic. Despre asta ce părere aveți? Nu. Eu, unul, să știți dumneavoastră, 75 de ani, în viața mea n-am făcut 25 de injecții, cu atât că m-am fost nevoie să mă operez, atât de avut. De așa nu fac injecții. M-am vaccinat pentru că sunt alergică, dar totuși vreau să merg la București și să-mi fac analizele și vreau să-mi fac vaccinul. E obligatoriu, nu știu, dacă unii pot să-l facă sau nu pot să-l facă, de ce trebuie să mă oblige? Să mă omoare mai repede? Nu e bine așa. O să fie și periodic. Să facem și noi analize, să vedem ce boli mai avem și după aia îl facem. Eu zic că e un lucru bun. Faptul că se poate vaccina și preventiv e bun. O altă variantă este legată de rezistența virusului la vaccin, un an, doi sau chiar trei. În funcție de aceasta vor exista oportunități pentru administrarea dozei suplimentare periodice.